Bună ziua, dragii mei! Sunt Mihaela de la Șandor și vă propun să învățăm astăzi limba ca organ de simț. Limba este un organ musculos, un mușchi striat, membranos și mobil, situat în cavitatea bucală. Este formată din rădăcină și corp. În organism, limba îndeplinește numeroase funcții și anume intervine în mestecatul și înghițirea alimentelor, respectiv masticație și deglutiție, participă la vorbire, modelând sunetele și este și un organ de simț. Limba asigură sensibilitatea gustativă, dar și sensibilitate tactilă, termică și dureroasă. Fața superioară a limbii prezintă mici ridicături, proeminențe de diferite forme, care poartă numele de papile. Acestea pot fi de patru tipuri, și anume papile circumvalate, numite și caliciforme, care au formă de cupă și sunt așezate în V, la baza limbii cu deschiderea spre vârf, apoi papile foliate, situate pe părțile laterale ale limbii și care au forma unor foi de carte, papilele fungiforme, formă de ciupercuțe, răspândite pe vârful și marginile limbii, și papilele filiforme, cu aspect de firișoare. Acestea, din urmă, respectiv papilele filiforme, sunt lipsite de receptori gustativi, dar intervin în sensibilitatea tactilă și termică. Receptorii gustativi sunt reprezentați de mugurii gustativi. Aceștia fac parte din categoria chemoreceptorilor, deoarece sunt stimulați de substanțe chimice. Omul are aproximativ 10.000 de muguri gustativi, localizați în papilele gustative din mucoasa linguală și mai puțin în mucoasa cavității bucale și a faringelui. Mugurii gustativi au o formă ovoidă, cum spuneam, de butoiaș, și prezintă un por gustativ apical, prevăzut cu cil gustativ, și un pol bazal, unde se găsesc dendritele neuronilor de pe traseul nervilor gustativi. În interiorul fiecărui mugure gustativ se găsesc celule senzoriale, ciliate, celule epiteliale prevăzute cu cili la polul lor apical și celule de susținere. Cilii celulelor receptoare vin în contact cu stimulul, se depolarizează și produc impulsuri nervoase care vor fi preluate de dendritele neuronilor de pe traseul nervilor cranieni. Apoi, impulsurile vor ajunge în emisferele cerebrale, respectiv în scoarța cerebrală, în lobul parietal, unde vor fi prelucrate și se va produce senzația gustativă. Să rețineți faptul că papilele gustative conțin muguri gustativi și mugurii gustativi au în structura lor celule receptoare, da? Celule epiteliale ciliate, care vor veni în contact cu stimulul. Nu toate papilele conțin muguri gustativi, da? Excepția fiind papilele filiforme. Pentru a stimula receptorii, stimulul trebuie să îndeplinească anumite condiții. În primul rând, să fie o substanță sapidă, respectiv să aibă gust. Apoi, să fie o substanță solubilă, pentru a se putea dizolva în salivă. Să aibă o anumită concentrație și o anumită temperatură. Substanțele prea reci sau prea fierbinți nu vor putea fi gustate. Simțul gustului are rolul de a informa asupra calității alimentelor introduse în cavitatea bucală, dar gustul intervine și în declanșarea reflexă, necondiționată,
a secreției glandelor digestive. Simțul gustului are însă și un rol de apărare a organismului, deoarece ne avertizează asupra unor substanțe care pot fi alterate sau toxice și care, dacă ajung în cavitatea bucală, ar putea declanșa senzația de vomă. Omul percepe patru gusturi fundamentale: dulce, sărat, acru și amar, iar pe suprafața limbii se pot delimita zone caracteristice pentru percepția unui anumit tip de gust. Iată, spre exemplu, gustul acru este perceput pe marginile limbii, dar și la nivelul buzelor și al gingiilor. Cel sărat, exemplu, este perceput pe marginile limbii, dar, vedeți, în partea anterioară a acesteia și pe vârful limbii. Gustul amar este perceput spre baza limbii, iar gustul dulce este perceput la vârful limbii. Gusturile secundare sunt rezultatul senzațiilor gustative complexe și provin din combinația celor patru gusturi primare, datorându-se asocierii senzațiilor gustative cu cele olfactive. Spunem noi că simțul gustului este complementar cu cel al mirosului. O descoperire mai recentă a japonezilor a evidențiat faptul că am avea al cincilea gust, și anume gustul umami. Acesta este savoarea delicioasă a alimentelor, gustul umami fiind declanșat de acidul glutamic sau glutamatul de sodiu, prezent în general în sosurile de tomate și în condimentele artificiale.